Bună ziua, dragi elevi, și bine v-am regăsit! O nouă temă, o nouă provocare la educație economico-financiară. Sunt profesor Mihai Mihăiescu și astăzi vă propun tema produse și servicii bancare. Ce este o bancă și ce oferă aceasta? Ei bine, băncile au luat ființă cu multe secole în urmă. La început, activitățile acestora se limitau doar la păstrarea valorilor ce le erau încredințate de către clienții lor. Astăzi, băncile sunt instituții de credit care permit clienților să-și depună banii spre păstrare sau să împrumute bani de la bancă. Evident, ele efectuează și alte tipuri de operațiuni. Dar haideți să descoperim principalele produse bancare pe care le propun băncile. Să începem cu depozitul bancar. O bancă este o instituție unde oamenii pot să-și depună economiile în siguranță, primind în schimb o sumă de bani pentru sumele depuse. Atragerea de depozite este o activitate comercială specifică băncilor și este atent supravegheată și reglementată. Dar ce dobândă vei primi pentru banii depuși? Cum se calculează aceasta? Ei bine, dobânda este suma de bani ce se plătește pentru banii pe care îi împrumutăm sau pe care îi depozităm la bancă. Folosind calculul procentual, puteți calcula și voi dobânda relativ simplu. Prima formă de dobândă pe care vă propun este dobânda simplă. Este un procent din suma depusă la bancă. Cea de-a doua formă de dobândă pe care vă propun se numește dobândă compusă. Haideți să o descoperim. Ea se mai numește și dobândă capitalizată sau dobândă la dobândă și se practică atunci când perioada de punere este mai mare de un an. Concret, după o lună, persoanei în cauză îi se adaugă dobânda obținută pe o lună la suma depusă inițial. Să mergem mai departe, la creditul bancar. Băncile oferă împrumuturi celor care au nevoie de ele. Creditele sunt oferite pentru a sprijini oamenii să cumpere case, mașini, să-și deschide sau să-și dezvolte afacerile. Băncile specializate oferă clienților posibilitatea de a plasa economiile pe timp mai îndelungat, cu un câștig ceva mai mare, dar vine la pachet și cu un risc relativ mai mare. Serviciile oferite de bănci se numesc servicii bancare. Economia are nevoie de bani, tranzacțiile presupun schimbul rapid între indivizi. Tranzacțiile cu numerar sunt specialitatea casei într-o bancă. Tranzacțiile prin intermediul băncii, a unor sume de plată, a unor facturi sau schimbul valutar sunt și ele la rândul lor operațiuni firești într-o bancă. Printre serviciile actuale oferite de bănci, clienților lor se numără și transferul de bani dintr-un cont bancar într-altul, plăți de facturi la furnizori, depunere și retragere de numerar la ATM și depozitarea de valori. Vă propun să identificați în slide-ul următor sediul băncii comerciale. Alegeți sediul băncii comerciale din cele două imagini. Evident, în figura 1 este sediul unei bănci comerciale, iar în figura 2 cred că ați recunoscut sediul Băncii Naționale a României. Să exersăm acum și gândirea economică și să calculăm dobânzi. Puteți privi dobânda compusă precum un bulgăre de zăpadă care se rostogolește și devine din ce în ce mai mare. La început, bulgărele de zăpadă poate fi doar de mărimea unei mingi de fotbal, dar pe măsură ce se rostogolește, acumulează din ce în ce mai multă zăpadă, în curând devine de dimensiunea unui balon. În urma acestei resurse educaționale, veți putea descoperi și resurse suplimentare, cum sunt cele de pe site-ul educațiefinanciară.info. Și, în final, să recapitulăm ce am învățat în urma acestui videoclip. Ei bine, despre bănci, despre produsele și serviciile bancare oferite de ele și mai ales ce este dobânda simplă și compusă.
vă spun la revedere și vă aștept din nou în lumea minunată a educației economico-financiare. Numai bine! La revedere!